Dragă mamă, dragă mamă, zici matale că creștinii duc mereu păcatul cu ei, că nevinovați suntem doar în vis. Mamă dragă, mamă dragă, eu zic că un schilod se face rău de la piciorul ăla șchiop al lui. Că un schilod nici în vis nu mai e el nevinovat. Deci Dumnezeu nu dă afară pe ăla fără un picior. Locul lui e pus deoparte. Pe mine sigur nu mă dă afară. Nu mai am un picior și mai e o chestie. O chestie de generație. Și taică-miu și bunică-miu au lucrat la fabrică. Și dacă mie îmi zice Fausto, și lui taică-miu tot Fausto i-a zis. Și lui bunică-miu tot la fel. Și mie deci tot Fausto îmi zice. Și toți am lucrat în fabrică. Uzina de Ascanio Celestin. Adică dacă moare unul într-o casă, la scurtă vreme se naște altul, ca să îndrepte el lucrurile. Moartea aduce viață, dar viu trebuie să ducă mai departe viața mortului. E adevărat, mămică dragă, e adevărat, Fausto nu mai are un picior. Mărită-te! E un boșoroc! Fata, nu fi proastă, ia-l pe boșoroc! Pute! E scârbos! Ăla moare, îți lasă pământul, tu mi-i vizi mie și îl pun la averea mea. E un boșoroc, e un boșoroc! Ai nume de nobil! Un boșoroc! Asunta! Bine, m-am mărit! În 4 ani a murit moșul. Asunta și-a deschis tutungerie chiar vis-a-vis de uzină. Muncitorul care iese din uzină e ca omul care se scoate din pământ. Și în fața lor apare Asunta. Hai, mă, hai, mă, ia țigări, mă, hai, ia ziare, mă, hai, mă, să-ți dau țigări și ziare, mă. Și când se termină sentimentul, îl omoară pe muncitoarea sa. Ajuns în inima uzinei. Uzina are un centru și centrul ăsta e furnalul. Uzina pentru furnal muncește și furnalul face să meargă uzina. Și furnalul cu gazele pe care le produce el, care se transformă în curent electric, face să meargă uzina. Furnalul e închis. Nu se vede deloc ce se întâmplă acolo, înăuntru. Dar maestru a învățat să ghicească el cât de bine merge furnalul acolo, înăuntru. Thank you.
Se aprinde turbosuflant. Aerul ca la 2000 de grade urcă în timp ce materia primă cade în burta furnalului. Compresorul rotativ merge din plin și turbina cu aburi șuieră neîncetat. E înaltă și constantă. E calitatea de funcționare și calitatea de funcționare e bună. Un copil pe care să-l cheme Benito, ca pe ducele Mussolini. Și poate că la nuntă o să vină și el, ducele Mussolini. Să vezi că o să am un copil ca mine de frumos. Casunta e frumoasă ca maica domnului. Și copilul trebuie să iasă ca Iisus Hristos. Aerul cald la 2000 de grade urcă. Se naște copilul. Un monstru. Frumusețea asunta numai pentru ea și-o ținuse. Dar Pietra Santa zice că de copil nu trebuie să știe nimeni. Și nici că e copilul lui. Omoară-l, crește-l, îngroapă-l. Fă ce vrei cu el. Poți să-i zici cum îți place ție, zi Benito, zi și Iisus Hristos. Pietra Santa patronul. Pietra Santa patronul. Sirenele lui Ulise atrăgeau marinarii cu voci care vrăjau. Și sirenele de la uzină atrăgeau muncitorii. Da, și-au pierdut toată vraja. Au venit concedieri, pensionări, șomaj. Și de atunci, ăia câțiva muncitori care mai erau în uzină au rămas fără cuvinte și fără sirenă, pentru că sirena au luat-o și nu mai sună de ani de zile. Și chiar dacă încerci să vorbești despre asta azi, muncitorii ăia îți spun foarte puține lucruri sau chiar nimic. Da, nimic. Asunta, Fausto tatăl și fiul, Pietra Santa nobilul aristocrat, stăpânul pământului. Când furnalul e gol, din furnal ies bucăți de cărbune incandescent și o rafală de aer puternică. Puternică! Se înfundă furnalul. Lângă furnal, topitorii mănâncă în liniște și așteaptă șarja următoare. Fausto iese din casă să se ducă la lucru. Fausto tace în casă pentru ultima dată. Tac în casă pentru ultima dată. Pentru ultima dată ies din casă fără să zic nimic și o apuc pe drum. Intru în uzină. Pontez. Pentru ultima dată tac și lucrez. Ies din uzină și mă duc la chioșcul de ziare, care e și tutungerie și băcănie. Beau o cafea și pentru ultima dată tac. Și la tutungerie și băcănie beau o cafea. Și pentru ultima oară tac și în tutungerie trec pentru ultima dată. Și în fața ta, Asunta, plec și nu mă mai întorc acasă la nevastă mea gravidă. O iau pe drumul spre câmpie.
O întindere nesfârșită de pământ ars și nu mă mai opresc până lângă râu, sub pod și sap. Sap? O groapă. Și îmi bag capul în groapa aia. Că jurasem să nu zic la niciun om secretul asuntei, dar pământului, fundului, 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 pământului, secretul, îl puteam zice, bag capul în groapă și înăuntru zic secretul și după aia atac din nou! L-au găsit mort, cu fața în groapă. Nici n-au astupat groapa. L-au dus la cimitir, l-au băgat în pământ. Eram mort și m-au băgat în pământ, la cimitir. Capodoperă înseamnă că trebuie să arăți că știi să lucrezi bine. Trebuie să faci din oțel sau din bronz desenul care ți-l dă. Da, muncitorul care face capodoperă, el face muncitor calificat. Și dacă e unul bun, nu-l mai dă nimeni afară. No. Dacă erai bun, nu te mai dădea nimeni afară pe vremea aia. Pe vremea lui Fausto. Da, care a avut și el un fiu și tot Fausto l-a chemat. Și ăla micul de la 13 ani a început și el să muncească la uzină ca taică-s-o Fausto. Și ca bunicu-su pe care tot Fausto îl chema. Și totul începe când ajunge fascismul la uzină. Când ajunge la uzină, fascismul. Că paznici erau și înainte, dar acum sunt paznici fasciști. Giovanni Berta asta, care odată cu fascismul, ajunge șef peste paznicii de la uzină. Giovanni Berta îl chema pe ăsta. Giovanni Berta comanda peste muncitori. Era patron peste muncitori. Dar pe Pietrasanta, patronul uzinei, nu-l comandă nimeni. Pietrasanta comandă peste toți și și peste Giovanni Berta. Pietrasanta vorbește cu Mussolini, nu cu Giovanni Berta. Și asta-i cam stă în gât lui Giovanni Berta. Giovanni Berta nu-l suportă pe Pietrasanta. Fascismul a ajuns la uzină odată cu Giovanni Berta. Giovanni Berta era fiul lui Asunta. Voia să știe tot ce se poate afla despre Asunta. Dragă mamă, în 1919... printre industriașii Mila Liniuță Nezi, pe 23 martie, mai exact 1919, se nasc grupurile militante fasciste. Printre industriași, da, fascismul se naște printre industriași, o fi însemnându-mi și chestia asta ceva. În 1921, conducerea lasă muncitorilor câteva ore libere și plătite ca să se ducă ei la o adunare din piața din fața uzinei. Și toți au crezut că e un soi de sindicat. De la adunare, muncitorii strigă și urlă și contra ălora,
care au vorbit la adunare. Da. Și adunarea abia se termină, că ăștia vin și încep, domnule, să caftească muncitorii care sunt în piață și dă-i, și dă-i. Și vine disperatisima, care se zice că asta ar fi brigadă fascistă dată dracului de la Perugia. Da, vine disperatisima și bate pe toți. Și muncitorii zic două puncte. Dar ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Zic ăia. Păi se întâmplă că de azi începe fascismul. Punct. Fascismul a ajuns la uzină odată cu Giovanni Berta. Ia-ți carnetul. Hai, ia-ți carnetul de fascist. Ia-ți carnetul, că acum există și pedeapsa cu moartea. Și până și papa e cu Mussolini. Chiar și Iisus Hristos e de partea noastră. Hai mă, hai, ia-ți carnetul. Ia-ți carnetul de fascist. Că dacă ai carnetul, poți să citești ziarul la WC-ul. Poți să fumezi și chiar poți să stai o jumătate de zi acolo. Așa zice Giovanni Berta. El nu știa. El nu știa. Dar voia să afle. Voia să afle secretul de care vorbește toată lumea. Secretul lui Assunta. Dragă mamă, mămică dragă, să-ți mai zic că la uzină au adus imparțialul. Imparțialul, adică muncitorul când iese din tură, apasă el pe un buton, adică un comutator. Și deasupra sunt două beculețe, unul roșu și unul verde. Dacă se aprinde verdele, păi e ca la semafor, poți să treci. E, dar dacă se aprinde roșu, și asta e ca la semafor. Și trebuie să te oprești. Sună și o sirenă. Și pe muncitor îl percheziționează. Giovanni Berta. Dacă îți găsesc măcar un cui sau un șurub, te dau afară. Ia-ți carnetul, mă. Ia-ți carnetul de fascist. Că pe aia care au carnetul nu-i percheziționează nici dacă sună imparțialul. Da, Fausto nu vrea niciun carnet. Eu am sticla mea și veneam cu sticla la uzină. Muncitorii care nu aveau carnetul îi cunoșteai după sticlă. Aveam o sticlă și îmi făceam treaba în ea, ca să nu-i mai cer lui Giovanni Berta cartela de deplasare la WC-ul. Și beau fasciștii. Beau până când mor de beat. Giovanni Berta se ridică în picioare, vine la mine și zice: și dacă ne trebuie toată noaptea, secretul tot o să mi-l povestești. Tăceam și munceam, munceam, tăceam, munceam, munceam și tăceam. Carnetul nu l-am vrut. Assunta. Assunta. Ce frumoasă e Assunta. O madonă cu chipul în marmură sculptat. Assunta care are un secret pe care nimeni nu poate să-l spună. Secretul pe care îl are Assunta. Cu Mussolini trebuie să vină la uzină. Și când Mussolini o să vorbească la uzină, la tribună lângă Mussolini, o să fie și Giovanni Berta. Și o să zică tot secretul. Așa că la uzină lumea vorbește mai mult de ce o să zică Giovanni Berta,
decât de ce o să zică Mussolini. Ce o să spună Giovanni Berta? Cum o să spună ce o să spună? Ce o să-i spună Mussolini lui Giovanni Berta? De parcă Mussolini ar fi venit să-l asculte pe Giovanni Berta și nu Berta-i cânta în strună lui Mussolini. Da, cea mai tristă dintre umbre e umbra de la uzină. Uzina e uriașă și umbra ei, din cauza soarelui, se mișcă încet, încet în jurul uzinei și face așa ca la o jumătate de cerc, același de ani și ani de zile. Pietra Santa are un fix. Când se pune la fereastră, tot ce vede de la fereastră vrea să fie al lui. Al meu, al meu. Tot e al meu, și lucrurile și casele. Dar fereastra lui Pietra Santa vede numai uzina lui într-un câmp nesfârșit. Și în acel câmp toate pietricelele sunt ale lui. Toate, toate, toate. O jumătate de cerc. Umbra asta a făcut o urmă în curtea de la uzină. Zic eu, așa-i, așa-i. Când muncesc acolo, aud umbra de la uzină că urlă. Umbra de la uzină lasă o dâră când își face ea jumătatea ei de cerc și lasă niște bale ca de melci. Dar furia ei, furia ei o face înspăimântătoare, ca o dâră de sânge de la nenumărați morți. Chilozii, surzi, orbi. Maestrul meu nu mai are un picior, dar nu așa, a rămas șchiop. Tot piciorul și l-a pierdut. Altul urlă că inelarul de la mâna stângă i l-a prins la matriță. Urla, dar degetul nu mai era. Degetul de la mâna stângă, ai nevoie de el pentru verighetă? N-ai deget, n-ai verighetă. Morți de care vorbesc și ziarele. Intoxicați. Căzături. Zdrobiți de macarale. Uzina e uriașă. Eu mă uit la ea și mă gândesc că dacă vrei să lucrezi în ea, trebuie să fii și tu uriaș ca ea. Îmi zic, muncitorii care lucrează în ea trebuie să aibă vreo 10 metri. Or fi toți făcuți din fontă și oțel. Noaptea. Noaptea uzina e ca și cum te-ai uita la un om, dar întors cu spatele. Crezi că dacă s-ar întoarce și ți-ar arăta fața, ai putea să ghicești și ce gândește? Da? Ai putea înțelege ce are în cap. Uite, te uiți la el și aștepți să se întoarcă. Da, dar uzina nu se întoarce la nimeni, la nimeni. Și chiar dacă te învârți tu în jurul ei, parcă niciodată nu ești, domnule, pe partea aia bună. Ce e în capul uzinei, nimeni nu înțelege, no. Uzina e mereu cu spatele. Secretul era că la uzină se fabricau arme împotriva fasciștilor. Mussolini știa de arme.
Mussolini vindea el armele în Franța și în Anglia până în 39, cu condiția să îi le plătească bani gheață. Cuptorul de aluminiu. Aluminiul se topește la 620 de grade. Cu niște foale împrăștie ulei și grafit pe matriță, care zice cochilie. Cu o pedală acționează pistonul care împinge aerul comprimat în cochilie ca să se facă ceea ce se cheamă turnarea sub presiune. Deschide matrița și cu cleștele scoate piesa care arde încă la 300 de grade. O pune pe bandă și piesa pleacă la asamblare. Asamblatorii de la asamblare zic așa: du-te la cronometror și cere un pic de timp, că cu timpul toate se pot face. Că dacă ne mai rămâne un pic de timp... Furnalele de mercur. Da, furnalele de mercur acum nu mai funcționează. Muncitorii nu mai muncesc acolo din 43, când au bombardat uzina și a sărit toată producția în aer. Mulți muncitori au murit. Când am fost prima dată în furnalele de mercur, îmi amintesc ce întuneric era. Doamne, stăteam nemișcat. Pe întunericul ăla îmi venea să cas cu ochii mari. Că întotdeauna mi se pare că pe întuneric nu deschid niciodată ochii cât trebuie. Da, și acolo jos, dacă este întuneric, apoi e chiar întuneric. Am aprins un chibrit. În 3 ani, între 1948 și 50, au murit 62 de inși în ciocnirile cu poliția. Și până în 1960, din atâția prefecți și subprefecți, numai 2 nu făceau parte din instituții fasciste. Dragă mamă, bine zici când zici că omul nu-i ca animalul, că șobolanii sunt animale și se simt bine în întuneric. Noi creștinii avem nevoie de lumină și o căutăm mereu. Fără pachetul ăla de chibrite, aș fi murit acolo jos pe întuneric. Bine zici când zici, mămică, că omul nu-i ca animalul. Chiar dacă diferența asta o face câteodată numai un băț de chibrit. Numai cu umbra mea nu pot să vorbesc. Încerc, tot încerc, încerc, dar degeaba. Mi se pare că chiar umbra mea nu mă prețuiește. Câteodată mă tot mișc, mă tot ridic de pe bancă de lângă par și simt că umbra mea și-a scos ghearele și le-a înfipt. În cimentul curții simt că vrea, ea vrea să mai rămână un pic în partea asta a uzinei, dar eu m-am mișcat deja. Da, și e ca și cum ceva s-ar fi rupt, s-ar fi sfârșit. Mă întorc o clipă ca să mă uit la uzină și încep să mă plimb. Cât timp îmi ia să ajung la poartă n-aș putea spune. N-avem voie să venim la uzină cu ceasuri la noi. Niciun ceas la uzină! Dar pot zice sigur. Cât timp îmi ia să ajung la colțul străzii? Colțul străzii e locul în care întâlnesc primul om care nu e la uzină. Primul care nu e muncitor și care are ceas. Acolo e o tutungerie și îl întreb pe vânzător: mă rog, dacă totul merge bine, ca să ajung la colțul străzii, îmi ia cam 3 minute. Și eu zic la cine întâlnesc. Cât e ceasul? Și ăla răspunde: 12 și 3 minute. Nu mai răspund.
Ăsta e momentul în care mă gândesc că unde o iau. Aleg o stradă. Nu stau să mă gândesc prea mult, ca să nu pierd vremea. O iau pe o stradă oarecare și încep să mă plimb drept înainte pe stradă. Din când în când mă opresc. Dar când se poate, caut pe cineva care are același drum cu mine. Ca să nu pierd timpul să mă opresc. Zic, cât e ceasul? Zice ăla 12:10. Mă gândesc eu. Abia 10 minute, nici nu mă uit în jur. Și mă plimb în continuare. Trebuie să am grijă. N-am vreme de pierdut. Trebuie să mă concentrez, să nu fac prostii. Pot să-mi pierd ritmul dintr-o prostie. Totul e o chestiune de ritm. Ți-am mai vorbit vreodată despre ritmul ăsta? E important ritmul. E ca atunci când lucrezi la mașină, când, ca atunci când faci o piesă. Dar numai ritmul te ține legat de mașină. Cu ritmul poți să mergi un pic mai repede sau un pic mai încet? Cu ritmul ești concentrat în centrul forței tale, a mușchilor și a minții. Cu ritmul sub control faci producție și ești pe listele de plată. Cu ritmul ai grijă de mașină. Nu profiți de ea și nici nu o lați să rutinească. Ăsta e ritmul. După 3 minute sunt afară din uzină și merg pe o stradă într-o direcție precisă. Nu mă uit în jur. Mă concentrez. Merg și întreb, zic. Cât e ceasul? Și-mi răspunde 12:18. Bine, 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 îmi zic. Mi se pare că stau bine cu ritmul. Continui plimbarea. Cât e ceasul? 12:27. Așa, și apoi? 12:30. Și după o jumătate de oră? Mă opresc. Mă opresc. Mă uit în jur și mă întorc înapoi. Ajung la colțul străzii și mă opresc o clipă la tutungerie ca să întreb pentru ultima dată. 13:02. Sau 3 minute. Ultimii muncitori se întorc de la cantina. N-am pierdut nicio clipă, stare precis eu, îmi cunosc ritmul. Acum pot să mă întorc la mașina mea, la linia mea și să-mi continui treaba până la sfârșitul de tură. Acu demontează uzina. O cară bucată cu bucată. O vinde în China, mi se pare, sau în Africa. Acu, când mă duc să văd, nu mai e decât un schelet de uzină. Un schelet de metal cu toate luminile aprinse ca să se vadă noaptea. Dacă o vezi, zici că e la fel. Pare ca înainte. E la fel ca înainte, dar fără pereți în jur. Pare transparentă. Măicuță dragă, ți-am scris această scrisoare azi, că azi s-a dat medalia pentru 25 de ani de muncă la uzină. Medalie mi-au dat și mie și la alți 5 muncitori pentru faptul că ne-a luat să muncim la uzină în 49. Și acum că suntem în 74, se împlinesc fix, da, fix 25 de ani de muncă. În primul război mondial, uzina a făcut 3.000 de tunuri din cele 13.000 din toată Italia și 90% din piesele șlefuite de la gurile de foc și mii, da, mii de tone de cuirase. Dragă mamă, astea sunt un fel de blindaje și de proiectile și... Asunta. Înainte să moară, Giovanni Berta ți-a spus secretul. Stătea spânzurat de baia de fier în fața polițailor și striga: secretul asumței e care trei țâțe. Sfinții din icoane
Și de aia e așa frumoasă ca Madonna și ca sfinții din icoane. Asunta. Da, sunt secrete care scap pentru sfinți când se duc în creierii munților ca să nu vadă pe nimeni și să nu spună la nimeni secretul. Ca revelațiile sfinților care predică la pietre ca să nu le spună oamenilor. Pentru că adevărul e sfâșietor și nu trebuie să se știe. Ați ascultat Uzina de Ascanio Celestin. Traducerea Antonia Cristinoi. Versiunea radiofonică Ilinca Stihi. Distribuția a fost următoarea: muncitorul Ion Haiduc, Fausto Nicolae Călugărița, Asunta Ada Navrot. Au mai interpretat Monica Târnăcop și Adrian Nour. Regia de montaj Radu Verdeș. Regia de studio Milica Crăinicianu. Coloana sonoră Mădălin Cristescu. Coordonator de proiect Crenguța Manea. Regia artistică Ilinca Stihi. Traducerea piesei Uzina de Ascanio Celestini a fost realizată în cadrul Atelierului European de Traduceri Sen Național d'Orléans, Franța, cu concursul Teatrului Național Timișoara și al editurii Omonia București. Program Cultura 2000, finanțat de Uniunea Europeană. O producție a Teatrului Național Radiofonic, februarie 2008.